Vestim pe această cale tuturora ca bucuria generală să-i cuprindă, că iată a sosit în fine ora care sperăm că o să-i destindă. Tu, drag ascultător ce ne urmărești, n-ai ce să faci, vei savura acum o poveste. Frumoasa din pădurea fără copaci. Place, nu vă place, asta este. Vom urmări deci un baz muzical cu o frumoasă fată și cu cântec, cu un umor, sperăm, nu medieval, cu vraje, cavaleri și cu descântec. Hocus pocus preparatus, în recipiente turnatus, dar dacă s-a turnatus, s-a și aflatus. Peste pădurea cea fără copaci se adună nori și la microfon se adună actori. În distribuție, Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Virgil Ogășanu, Paula Rădulescu, Cornel Vulpe, Valeria Ogășanu, Constantin Băltărețu, Mariana Iloviceanu, Marin Raduiene, Aurelian Rebigea și Ștefan Mihăilescu Brăila. Mai e de spus acum, la început, că bazmul prezentându-se pe strune, există un menestrel ce l-a făcut cât mai radiofonic să răsune. Regia tehnico-muzicală, Mihai Roman. Povestea ce urma nu-i inventată, susține autorul care o scrie. Ea n-a mai fost nici unde difuzată, dar nu e ascultător să nu o știe. Scenariu și regia, Alexandru Darian. Unde-s cavalerii de altă dată, cu femeile curtenitor, care le-nchinau serenată, suspinând sub altoare cânător. Nu vrem cavalerii de altă dată, ei rămân în cartea cu poveri. Pentru femeie, cu ce trufie flutura panașul, ce caldă era versul pătimașul. Și Don Quixote, o pildă prea vestită, e pentru dulcinea lui iubită. Era poet o plasă de-an sonete, cu mor de vânt lupta pe îndelete. Dar astăzi, în loc de sonet, o face cu ou și oțet. Pentru un plac se face foc, te află toți vecinii bloc. Se bate apoi cu pumnii în piept, că-i gentleman și că-i corect. Vai, ce ne facem, cavalerule? Ai și uitat ce-s manierele. Unde-s cavalerii de-altă dată, cu femeile cu tot mai de-
Cândva, în evul mediu, veacul șapte, preobosit de lupte și de drum, un cavaler se opri miez de noapte la curtea împăratului. Pam, pum! Cetatea era în mare sărbătoare când cavalerul bătu la portiță, căci noaptea aceea era o zi mare, născuse împărăteasa o fetiță. Ce coincidență, domniță! Ați născut în aceea zi cu împărăteasa. Da, și de aceea vreau să expediez telegrama asta. Desigur, să vedem textul. Vino, iute, stop, avem un băiat. Dar n-ați trecut numele destinatarului. A, știți, era în armură. Unde-s cavalerii de altă dată, cu femeile curtenitori? Născuse împărăteasa o fetiță, o fată cu păr negru de mătase și ochi albaștri, din azur un strop, încât și cavalerul se mirase când s-a uitat de aproape, el fiind miop. De ce credeți că aș fi miop, ducesă? Eu sunt împăratul, cavalere. Când s-a uitat de aproape, el fiind miop, se duse cavalerul la culcare și a dormit pe loc, căci era frânt. Când se trezi, să vezi surpriză mare, cetatea răsuna de joc și cânt. Unzele s-au scuturat, păsările au plecat, nunți se joacă în sat, Ioane. Joacă fete și flăcăi, sună și răsună voi, lumea e frumoasă, măi, Ioane. Ioane, noaptea nu te văd deloc, ziua n-am mai mult noroc, inima-i de foc, Ioane. Hei, 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 Ioane, viața-i de trăit. Hei, 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 Ioane, viața-i de iubit. Să tot iubești, să dormise cavalerul adânc cu vise, uitând de bătălii și de dușmani, prințesa nou născută împlinise chiar 17 sau 18 ani.
Ieșind deci din odaia respectivă, deodată cavalerul mărmuri: oh! Zărind prințesa brună și naivă, de care imediat se îndrăgosti. Îmi place la tine că ești frumoasă, că ești deșteaptă, că ești cochetă, că ești gospodină și că ești harnică. Dar ție, ce-ți place mai mult la mine? Că știi să apreciezi ce e frumos și bun. Să trăiești, doctore. Eu sunt Napoleon Bonaparte. Noroc, majestate, luați loc, ce vă supără? Am necazuri cu nevastă mea. Cu majestatea sa împărăteasa Iosefina? Da, dragă, nu știu ce are, dar tot timpul pretinde că ea ar fi Vasilica Georgescu. Știi, prințesă, un băiat ca mine nu întâlnești decât o dată în viață. Sigur, fiindcă a doua oară ești prudentă și locolești. Cei doi plecară să se plimbe în edificiu, dar auziră pași în urma lor. Erau cei șase pasnici de serviciu ce tulburau frumosul lor amor. Cam agasat de atâta insistență, frumosul cavaler s-a oprit din drum și îi spuse cu lirism, dar cu decență: mă duc la taică tău și-și cer mâna chiar acum. Văzând afecțiunea lor fierbinte, împăratul îi spuse: n-am nimic de spus. Dar chiar pe loc el își aduse aminte că avea doar o condiție de pus. Când fata s-a născut, o ursitoare a zis că după nuntă mai pe seară fetița adormită va dispare în nu știu ce pădure solitară. De vrei să o iei cu riscul pomenit? Oh, cavalere, înseamnă să cutezi a te obliga de cum a adormit să fugi în codru să o recuperezi. În care codru? Că ăștia sunt duium. Asta-i, am uitat pădurea. N-are nimic, eu riscul mi-l asum, chiar doi umbla trei secole aiurea. Atunci ți-o dau și abia aștept să văd urmarea. Îți mulțumesc de marea-ți bunătate. Nici nu speram să capăt aprobarea. Voi face chiar azi nunta în cetate. Și atunci chemară iute orchestranți și se apucară să repete anume programul, iar actori ambulanți se pregăteau cu znoave și cu glume. Oh,
În primul rând, bine ai venit în această funcție deosebit de importantă. Vă mulțumesc, sunteți deosebit de amabil. Pentru că ești nou la secretariat, vreau să-ți fac cunoscute câteva principii care s-au înrădăcinat în această anticameră și care ne-au ușurat munca. Da. Te rog să notezi. Sunt cu creionul în mână, vă ascult. Așa, dacă apar oameni cu reclamații sau critici la adresa întreprinderii, da, le spuneți că nu sunt aici. Sunt la ședință, la minister, nu se știe când mă întorc. Da. Ați notat, nu? Da, da. Așa, evident, în felul acesta problema se rezolvă singură. Reclamații, critică, minister, nu se știe când vine. Așa. Ați notat. A doua situație e aceea în care vine cineva cu o problemă ce trebuie rezolvată urgent. Așa. În acest caz, notați-vă acolo, da, da, sunt în concediu medical pe o perioadă de 6 săptămâni și tocmai am plecat de o zi. Bun. Problema se va rezolva cu timpul. E un concediu medical pentru 6 săptămâni, abia a plecat. Abia am plecat. Așa, a treia situație foarte importantă e aceea în care cineva de sus, de la centrală, vine să ne laude, să ne mulțumească, să ne scoată în evidență meritele. Așa ceva nu seamănă. Introduceți imediat persoana respectivă în biroul meu, e clar, nu? Foarte clar. Ați notat? Da, laude, mulțumiri, imediat la șef. E foarte clar, tovarășe șef, foarte clar. Bună ziua. Bună ziua. Aș dori, dacă se poate, să vorbesc cu tovarășul șef. În ce problemă, vă rog? Ca întreprindere cu care cooperăm, avem și noi de făcut câteva observații critice. Critice? În privința livrărilor, urmăm, bineînțeles, să se ia măsuri urgente. Măsuri urgente? Desigur că avem și aprecieri pozitive la adresa activității întreprinderii dumneavoastră. Aprecieri da, pozitive, trebuie da, să vă aducem chiar mulțumiri și laude în anumite privințe, dar... Și laude, da? Da. Și laude, am înțeles. Regret foarte mult, dar în ceea ce privește critica, nu văd cui vă puteți adresa, deoarece șeful meu e la minister, la o ședință foarte importantă. Da. De altfel, nu poate lua nicio măsură urgentă fiind plecat într-un concediu medical de 6 săptămâni, început abia ieri. Da, însă mulțumirile și laudele le puteți transmite personal chiar acum. Dați-mi voie să vă conduc. Vai, draga mea, dar în ce hal te-ai îngrășat? Dar nici pomeneală, conform tabelului, greutatea mea este ideală. Doar că sunt cu 60 de centimetri mai scundă. Bună ziua, seniore. Bună ziua, tinere. Să știi, fiica mea nu este acasă, dar a lăsat un mesaj. Dacă dumneata ești Gigi, atunci du-te să o iei de la prietena ei, Puica. Dacă ești Fanel, te roagă să-i dai mâine un telefon. Iar dacă ești Doru, să nu mai calci pe aici, că... Auzi ce ghinion poți să am. Dar ce ai pățit? Medicul mi-a dat o săptămână de concediu de boală și chiar de-a doua zi am făcut grip. Nopți la rând, spre zare alergând, păstrăm amintiri peste vreme. Iubiri fără sfârșit, pierdute în infinit, doar gândul din nou le-a găsit. Mereu speranță și un dor fără glas, în urma ei au rămas. Întotdeauna când ne întâlnim, aceleași vise trăim. Asta e vacanța cu farmecul ei, vacanța ne așteaptă zâmbind pe alei, plină de cântec, de farmec și dor, vacanța e pe placul tuturor. Asta e vacanța, aduce cu ea clipe senine ce nu vom uita. Grijile toate se pierd ca un cum, vacanța ne așteaptă ea la drum. Calendar, încet, încet dispar, timpul le poartă înainte. Doar marea fără glas, la țărm face popas, pierzând valurile toate. Mereu speranță și-un dor.
se trăi. Asta e vacanța cu farmecul ei. Vacanța ne așteaptă zâmbind pe alei, pline de cântec, de farmec și dor. Vacanța e pe placul tuturor. Asta e vacanța, aduce cu ea clipe senine ce nu vom uita. Grijile toate se pierd ca un fum, vacanța ne așteaptă ea la drum. Asta-i vacanța cu farmecul ei, vacanța ne așteaptă zâmbind pe alei, plină de cântec, de farmec și dor. Vacanța-i pe placul tuturor. În curtea principală din cetate sunară unison toți strâmbițașii, vestind cum că de nuntă-s gata toate și în jurul mesii stau nerăbdători nuntașii. Ieși împăratul mirilor înainte și ginerului glăsui în șoaptă. Dacă vrei, ginere, să-mi fii, păi ține minte peripețiile ce te așteaptă. Stimate tată socru, n-avea frică. Să știi că eu cu paloșul de foc o apăr și o păstrez pe a ta fică. Nu s-o adarmă, nu s-o ia din loc. Dar vai, abia rosti această frază când văzul și-n auzul tuturor mireasa declară: nu mai sunt trează. Și apoi căzu într-un somn odihnitor. Iubito, vin! Strigă cu toată gura, gândindu-se că poate suferea. Dar până când și-a deplasat toată armura, prințesa nicăieri nu mai era. Puteam să jur, bodogăni Pampung, având o fire mai sentimentală, că se va împlini ursita oricum. Și n-ai să fii bun de nicio scofală. O, împărate, rupe voi misterul. Însă fii bun, nu mă descuraja. Mă voi lupta cu apa și cu cerul și nu mă întorc aici decât cu ea. Atât te rog acum, iubite socru, gândește-te intens cum se numea locul acela, respectivul codru în care doarme acum nevasta mea. E, de nu mă înșel, bătâna ursitoare a pomenit atunci de o cale lungă ce ar străbate într-un ceas călare acela ce în pădure vrea să ajungă. În ce direcție? Aceasta e întrebarea, căci vezi, eu nu mai amintesc precis ce informații ne-a dat ursitoarea sau ce pun cardinal o fi prezis. Mă duc acum, nu mai pot sta așa când știu că soțioara mea e în crâng. Cu sabia dușmanul voi secera până ce iar în brațe am s-o strâng. Nu sabia, firește, ci pe ea. Zicând aceasta, cavalerul încălecă și însoțit de sfaturi și de stimă, în lunga aventură el plecă să caute pădurea anonimă. Iar cosânzana îl iubea. Și nici chiar albă ca zăpada, n-avea un fi mai complicat. Șapte pitici s-au adunat și-un prinț viteaz venind de grabă să ducă fata. Ești de neînțeles. Eu doresc o
Să dau eu un telefon la 051, poate aflu ceva despre pădurea anonimă. Dați-mi voie ca să... Alo, alo, stai la rând. Păi, dar nu vezi că vorbesc eu? Pa, și dumneata ce te bagi? Eu vreau să... Ce vrei să... Ce, să nu vrei nimic, stai la rând, asta... Lasă-mă să vorbesc, liniștit. Așteaptă. Bine, bine, nu mă înghesui. Aștept până terminați toți de vorbit și pe urmă repar telefonul. Șefule, aș vrea să fac o propunere pe care, acceptând-o, instituția noastră ar putea face lunar o frumoasă economie. E, așadar te-ai hotărât să-ți dai demisia. Aș vrea să-mi faceți niște fotografii în fața acestor ruine, dar vă rog în așa fel încât să nu se vadă mașina. De ce? Fiindcă soțul meu ar fi convins că eu le-am dărâmat în halul ăsta. Viteazul cavaler mâhnite foarte, căci locul destinat nu-l știe fix, de aceea el colindă mai departe în căutarea păduricei X. Frumoasa sa soție adormită stă în pădure, iar el, hai hui, se învârte ca sfârleaza amețită în lungul și în latul drumului. Văzându-l pribegind de busolat, un cetățean îi dă un ajutor și îl trimise la un birou apropiat unde lucrează de obicei un vrăjitor. Și cum până acolo e cale lungă, tot ascultând o znoavă și un cântec, să-l așteptăm pe cavaler să ajungă. Vai, ceasul 8 a sunat și am întârziat. Cum să ajung la gară dacă n-am timp să mă îmbrac? Un casetofonul tot mai iute zbor, pașii mii am potrivit pe rite rock and roll. Hei da, hei da, orice-ar spune cineva, graba strică treaba, un proverb așa zicea. Ce-ar spune cineva, graba strică treaba, un proverb așa zicea. Păi de-o să-ți iese totul atunci când ești grăbit. Nu știu unde-i cheia, asta-i și s-a isprăvit. În sfârșit sunt gata, pe ușă am plecat, dar mă-ntorc din drum, că cea manta nu l-am uitat. Ei da, ei da, orice-ar spune cineva, graba strică treaba, un proverb așa zicea. Ei da, ei da, orice-ar spune cineva, graba strică treaba,
zicea. Cineva, graba strică treaba, un proverb așa zicea, un proverb așa zicea, un proverb așa zicea. Găsesc gol pe Ronul, am stat că în final am pierdut rapidul și o să plec cu un persona. Cineva, graba strică treaba, un proverb așa zicea. Hei da, hei da, orice spune cineva, graba strică treaba, un proverb așa zicea. Un proverb așa zicea, un proverb așa zicea. La stațiilor de tren. Așa, deci ordinea de zi. Punctul întâi, raportul lui Georgescu asupra activității inginerului șef. Punctul 2, cuvânt de adio adresat lui Georgescu cu ocazia plecării sale din întreprinderea noastră. Cum a fost concertul? Interesant, doi tenori au cântat un solo. Cum o să cânte doi tenori solo? Unul din ei n-avea voce. E atât de subțire peretele încât până la două noaptea trebuie să stau să ascult discuțiile lui Matache cu nevastă sa. Într-adevăr, e groaznic. Da, dar mai groaznic e că e atât de gros încât nu înțeleg nimic din ce-și vorbesc. Nu-mi promite stele și nici flori, nu voi asculta șoapte ce le-ai spus de atâtea ori, nu le repeta. Taci, nu vreau niciun cuvânt. De ce s-arunci în vânt cu vorbe? Taci, taci! Și gândul tău fior de-o da vreun semn de dor, eu am să-l prind din zbor. Taci, taci! Mi-ai spus prea mult, destul, mi-e sufletul sătul de vorbe. Taci! Și lasă-ți ochii grei să noate în ochii mei și am să înțeleg ce vrei. Luna știu, mi-o dărâiești cu foc, e ca și a mea. Vremea știu că ai să oprești în loc, nu mai repeta. Taci, că în lume n-am văzut nici când un vis născut din vorbe. Taci, taci, cuvintele de spus mai mult de două nus, de ce vorbești în plus? Taci, taci, și noaptea de povești nici când să nu trezești cu vorbe. Taci, iar de mă porți în gând și dorul ți-e flămând, vreau să mi-o spui tăcând. Taci, taci, nu vreau niciun cuvânt, de ce s-arunci în vânt cu vorbe? Și gândul tău fior de-o da vreun semn de dor, eu am să-l prind din zbor. Taci, taci! Mi-ai spus prea mult, destul, mi-e sufletul sătul de vorbe. Taci! Și lasă-ți ochii grei să noate în ochii mei și am să înțeleg ce vrei.
În acest timp viteazul cavaler ajunse într-un loc de ploi ferit, în care apărea ca din eter un servis necesar la potcovit. Ai, 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 ai. Bună ziua, am fost îndrumat la dumneavoastră. Foarte bine, la noi la servis, servis uimitor pentru orice călător. De la mici piese de schimb până la reparații capitale. Da, asta am și trebuie, reparații capitale, adică nu mie, Ducipalinei, la dreptul de-n față. Da, bă, dumneavoastră ați venit aici, noi cu dumneavoastră vorbim, nu cu dânsa. Să completăm fișa. Numele? Numele? Da. Numele meu e pierdut în legendă. V-ați pierdut buletinul, e grav, v-a dat adeverință? Nu, știți, mie mi s-a dat poruncă să caut. Păi să-l căutați, să-l căutați, că dacă vă prinde fără, nu e bine. Profesia? Cavaler. Păi nu v-am întrebat de situația familială, v-am întrebat de meserie. Ce faceți? Nu v-am spus, sunt cavaler, cavaler rătăcitor. Aha, logodnic de profesie, bravo, știi, mai și lauzi cu asta. Mă rog, nu e treaba mea, dar spun că nu-i frumos. Ce reparații solicitați? Păi să vedeți, Ducipalina. Da, stai, de unde ați mai luat-o? Păi știți, a avut Alexandru. Nu vă întreb de unde ați cumpărat-o. Ziceam de unde ați luat numele ăsta. Că vă cunosc eu obiceiurile. Unul îi zice pisicuța, altul bibilica, altul margareta. Mă rog, treaba dumneavoastră cum le porecliți. Noi însă trebuie să completăm fișa. Să scrim aici marca, tipul, clasa. Clasa? Da. Vertebrate, patrupede, erbivore. Și așa, și nu mă ține de la lucru. Așa, și ce are? N-are. Ce n-are? Potcoave. Adică anvelope, cauciucuri, da. Nu, fiare, îndoite, potcoave. Ce potcoave? Aici, la servis modern, vrei potcoave, fiare? Cu ce ai venit, Mateaci? Cu un cal, adică de fapt e de genul feminin, Ducipalina. Cal? Aici, la servis. Du-te dumneata la fierar, șefule. Cum? Iar pe drumuri? De atâtea zile, de atâția ani, de atâtea secole? Ei bine, mă voi duce. Mă voi lupta cu toți, fără milă. O să dau în stânga, o să dau în dreapta, o să-i... Păi de ce nu spui așa de la început? Dacă o să dai în stânga și în dreapta, se aranjează. Facem noi roșite potcoave, șefule. Cât am căutat pe măr și pe uscat, de tine doar n-am întrebat. Cât am cunoscut sfârșit și început, și doar de tine n-am știut. N-am avut curaj să te opresc, n-am putut să spun stai. Cum am reușit să trăiesc când te așteptam și nu. De tine, liniștea mea spune, unde mi-ai fost, prin ce vis ai mai colindat. Floare de stea spune, unde mi-ai fost, unde ai luminat și cerul și speranța. Dragostea mea spune, unde mi-ai fost, că abia acum te-am găsit. Și marea n-a sfințit, de tine doar n-a îndrăznit. Cât am mai cântat iubiri cu adevărat, și doar pe tine te-am uitat. Iartă-mă că-ntreg viața mea, să-mi răspunzi doar tu știi. Să te pierd acum n-aș mai vrea, să te caut iar și să nu fii. De tine, liniștea mea spune, unde mi-ai fost, prin ce vis ai mai colindat. Floare de stea spune, unde mi-ai fost, unde ai luminat și cerul și speranța. Dragostea mea spune, unde mi-ai fost, că abia acum te-am găsit. Floare de stea spune, unde mi-ai fost,
Departe în pădurea anonimă, prințesa nu dormea printre copaci. Simțea încet cum foamea o deprimă și atunci gândea la miere și colaci. Plângea prințesa și ofta din greu. Of, 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 of. Gândind ce mare e harababura, iar flori ca-n ierbarul din liceu ombiau să înveți acum horticultura. În acest timp, în preajmă adunați, 7 pitici se străduiau de zor dintr-al bazm în acesta transferați să o dispună cât mai mult în felul lor. Îi ofereau distracții felurite doar pentru a vedea că râde iar. O invitau la leapșa, pe ghicite, la bâză, baba oarba sau țintar. Dacă e așa... Grăiți pe barbă cot frumoasa din pădurea fără nume. Hai să ne așezăm pe câte un ciot și să cântăm și să ne spunem glume. Ce faci, Ionele, în stația asta, Getax? Ești atât de grăbit încât vrei să iei un taxi? Crezi că dacă n-aș avea o treabă urgentă, aș sta aici să aștept de o oră și jumătate?
În timpul acesta, cavalerul dibuise un loc adesea frecventat de zmei și bănui că poate îi răpise soția unul dintre ei. Cu gândul acesta, el porni mai iute să-l facă praf, arșice, zob, ciuruc și toate acestea doar în 3 minute. De aceea a ajuns la Nepomuc. Noi, Nepomuc al III-lea, Benvenuto Eustațiu, Felix Wolfgang Amadeus, Ana de Horațiu, din voia soartei și cu puțin noroc, domn și mai mare peste întregul loc, ne salutăm supușii de la mari la mici, pe cei mai nou născuți, pe cei mai vechi bunici, și dăm de știre astăzi tuturor că iată, a sosit momentul, ora când ne putem mândri că este printre noi un cavaler viteaz, un cavaler de soi ajuns la curtea noastră în mod accidental și care se angajează în scris și chiar verbal că gata e să lupte, ba și că ne salvează de groaznica făptură ce ne terorizează. Desmeul ce-l cunoașteți că este un colos, că e furios, e aprig, ba chiar periculos, că are în cap 100 sau și mai multe guri cu care exercită urâte apucături. Mănâncă tot ce-i cade, ovine, pești sau muște și în plus, cum știm cu toții, mai vrea să ne și muște. Un smeu ce reprezintă un pericol realmente, fiindcă ne produce numai dezagramente. Un smeu ce în permanență insuflă inerția și care se numește pe scurt birocrația. Așadar, cavalerul știut că-i fără teamă se va lupta cu această ființă prea infamă și dacă o va răpune, ceea ce îi dorim, tot ce va cere dânsul pe dată îi împlinim. Onor mulțime, voi lume adunată, eu, subsemnatul cavaler, îndată porni voi, încercând îmbărbăția în luptă dreaptă cu birocrația. O voi răpune, doar atât vă zic. Dacă o răpui, îți dăm un los în plic. Ei bine, am plecat. Dar mai înainte, stimate cavaler, te rog fierbinte să treci pe la biroul intendență să completezi fișa de evidențe. Eu zic să te grăbești ca nu cumva să fie intendentul în pauză de masă. Prea bine, înălțime, iacă-te, plec în zbor și nu mă voi întoarce decât învingător. Următorul cavaler, zapisul de identitate. Știți, eu am venit să mă lupt cu zmeu. Nu v-am întrebat de ce ați venit. Să nu pierdem timpul. Hai, am de lucru. Zapisul. Poftiți, e pe pergament și are și arbore genealogic. Opriți crengile și dați-mi nouă restul. Așa, luați bonul acesta și mergeți la catul 1, salonul 8. Următorul? Eu am... Jalba. Ce jalbă? Cum ce jalbă? Păi ce cereți? Nu cer nimic. Atunci ce cauți aici? Vreau să mă bat în luptă dreaptă cu zmeul. Pune mâna pe plaivas, așterne totul clar pe hârtie, pune și un timbru și coboară la subsol la registratură. Următorul? Eu. Vreau să mă bat în luptă dreaptă cu... Mă rog, aveți acordul? Ce acord? Acordul instituției la care lucrați, din care să reiasă dacă aveți sau nu copii, remunerația, sarcinile îndeplinite și parafele de rigoare. N-am, eu sunt cavaler. Talonul de pensie? Păi... Urcați la catul 2, salonul 1. Următorul, nu dați buzna, bunul de ordine. Eu, poftiți, numărul 1. E regulă, puteți pleca. Pot pleca să mă lup cu... Încă nu. Dar când? O să vă anunțăm noi dacă ați fost admis. Și dacă mă admiteți, o să mă pot duce să mă lupt cu... No, dacă vă admitem, o să puteți aduce actele necesare. Bine, dar eu am jurat să... Degeaba dacă n-aveți dosarul completat. Când se va aduna comisia, vă vom anunța. Trec în grabă ore, zile, ani, primă sor cu ceasul, amintiri. Trecu un secol, însă nu degeaba. Încet, dat fiindcă graba strică treaba, dosarul cavalerului se întocmi și acesta într-o zi se pomeni că e poftit urgent la luptă dreaptă. La ora 7, zmeu îl așteaptă. Porni în luptă grea cu inamicul, cu sabia din brații reteza, dar învălmășac scăpă din geantă plicul în care avea permisul de a lupta. Îndată se ivi ca din pământ comisia de control pentru permise. Degeaba, zise cavalerul, pe cuvânt că l-am avut. Lupta se interzise. Mm.
Noi, Nepomuc al III-lea, Benvenuto Eustațiu, Wolfgang Felix Amadeus Ana de Horațiu, din voia soartei și cu puțin noroc, domnul și mai mare peste întregul loc, dăm azi de știre cu sufletul cernit că în luptă cavalerul iscusit sub orice așteptări s-a comportat, fiind amendat și descalificat. Deși a fost avertizat, căci l-am văzut nepriceput, el a plecat la luptă dreaptă numai cu sabie și scut. Pe lângă arme avea nevoie de acte și patalamale. Birocrația se învinge numai cu formele legale. Și așa se face, prieten, că zmeul din poveste a fost odată, însă și astăzi încă este. Și alungat cum a zăzut de Nepomuc, biet cavaler rămase singur cuc, neștiind de fel cum să mai procedeze ca pe prințesă să o recupereze. Stătea posomorât pe calul său, dialogând cu patrupedul nătărău. Știți că din bazme obiceiul nu s-a șters ca să discute animalele în vers. Stăpâne, lasă mina asta proastă. De n-o fi ea, găsești altă nevastă. Că n-ai un ghid. Asta te deprimă să afli o pădure anonimă. Te rog să taci, să nu dai din copită. Frumoasa respectivă mi-e ursită și m-am jurat solemn la nunta mea să nu mă întorc până nu dau de ea. În timpul acestui dialog aprins, pe care nu-l redăm cât mai cuprins, doar peste un deal la o jumătate de leghe, prințesa amintită stă de veghe și împletind gânduri de dor suave, răbda pitici în cântece și znoave. Centaurii sunt niște ființe pe jumătate animale și pe jumătate oameni. Și noaptea dorm în pat sau în grajd? Fiule, dacă ții examenul de stat, îți iau o dacie. Da? Și dacă nu-l iau? Atunci un trabant, na! Atunci de curcubeu, tu strânge-mă la piept și mă dezliardă și roagă-te să ne iubim mereu. Această clipă n-o să mai revină, ca mâine totul se va lărui. Iubește-mă acum și dăm lumină să-mi tot ajungă până voi muri. Eterne mare, tu ești starea. Minunea mea, închide ochii, ce farmec gând, te voi nu spune niciun cuvânt. De aur împrejur, în clavecin gigant timp spre mare, rostogolește imnul de azur. Această clipă n-o să mai revină, ca mâine totul se va nărui. Iubește-mă acum și dăm lumină să-mi tot ajungă până voi muri. Eterna e mare, tu ești calea. Minunea mea, închide ochii, ce farmec gând, te rog spune niciun cuvânt. Eterna e mare, tu ești calea, stai lângă mine, minunea mea, închide ochii, ce farmec gând, te rog spune niciun cuvânt. Thank you.
Cândva în evul mediu e povestea. Și dacă dintre glumele acestea vă parcă unele contemporane, că nu sunt cu castele și rădvane, cu lupte și însemnări de cronicar, probabil o greșeală de tipar. Sau mai precis, mai clar, să fim în ton, greșeala e la noi de microfon. Dar să ne întoarcem iar la cavalerul ce nu elucidase tot misterul prințesei dispărute în zi de nuntă. Avea deci încă în piept durerea cruntă și căuta, și căuta în lung și în lat, și caută și acum, preocupat. Dar până va găsi încă un suspans cu glume și cu muzică de dans. Vă salut, am fost repartizat aici. O să lucrăm în același birou. Da, da, sper că nu sfură-i. Un săpun de 6 lei, vă rog. Da, poftiți, cât am să vă dau? Fanele, ce ai zice dacă m-aș despărți de tine și m-aș mărita cu un alt bărbat? Ți-ar părea rău? Cum o să-mi pară rău de un necunoscut? Ei, voi, pitici, mai terminați cu gluma? Cred că ați ghicit, prințesa glăsuie acum. Pune-o în
întrebare, dar nu începeți fada. De ce ați lăsat-o pe Albă ca să vadă? Nu am lăsat-o, faptul evident. Doar am plecat așa pentru un moment, căci suntem curioși să aflăm misterul. Și cum o să-l deslege cavalerul? Păi, dacă e așa, atunci mai așteptați și de aveți chef, glumiți, cântați. Cine să râsc? Ochii mei se bucură nespus să te văd, prieten al meu. Salut ție și o zi bună îți doresc. Îți mulțumesc și ție la fel. Am auzit că ai ajuns într-o funcție foarte mare. Chelarul șef al cetății. Da, e adevărat. Bravo, te felicit. Mă bucur când aud că un fost coleg de școală ajunge la o situație înaltă. E bine, e foarte bine, nu? Da, nu neg. Da, să ai grijă, să ai grijă, auzi, să ai mai multă grijă. Lucru cel mai important la situația ta e să ai răbdare. Bine, bine, bine. Răbdare sau nu? Cumva să uiți? Nu, nicio problemă. Așa crezi tu? Ține minte însă ce spun eu. Răbdarea e totul. Răbdare și iar răbdare. Mă rog, mă rog, eu da, am da, să... Da, 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 știu, 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 tu te crezi calm. Te crezi stăpân pe nervi. Dar odată, hopa, uite așa, din nimic, din cine știe ce, îți pierzi firea da, și... Da, eu de felul meu să știi dar că nu... Dar de felul tău ești cam impulsiv. Te știu eu de la cursuri. Ai uitat cum aruncai cu ceas loavele după noi? Cum te contrazicea cineva? Poc, gata. Atunci eram copii, nu știam încă. Cu atât mai mult acum când ești cine ești, nu-i așa? Dacă nu ții cont de sfatul meu că lucrul cel mai important e să ai răbdare, ei să știi că atunci... Bine, bine, o să încerc să mă stăpânești. Da, 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 da. Răbdarea este cel mai de preț lucru în funcția asta nouă. Dar mai du-te naibii cu răbdarea ta! Ce mă tot basta cap cu prostia asta? M-am săturat să mai am răbdare cu tine. Vezi, vezi, ai și pierdut-o. Deși ți-am atras atenția de nenumărate ori că cel mai important lucru e să ai suficientă răbdare. Da, da, răbdare. Știm, ești băiat frumos. Mi-au mai spus zeci de fete. Serios. Am și eu mici defecte. Am și eu mici defecte. Da, un băiat frumos te vrăjește într-o clipă. Da, totuși ce folos. Să stai să-l privești, chiar de farmec risipă, nu din farmec trăiești. Ieri nu mai aveam niciun ban în buzunar, așa că am intrat la agenția Check din colț și am spus casierii să-mi dea până la lea 100 de lei. Și? Și a băgat mâna în poșetă și mi-a dat. Imposibil. De ce imposibil? Casiera e soția mea. Ce-ar fi să încerc a cere informații? Se întreabă cavalerul fără teamă. De la o cooperativă de prestații, că am citit aceasta într-o reclamă. Ai o problemă de orice natură, dai doar de știre, spui ce ghinion și în minimum de timp ți se procură un ajutor calificat prin telefon. Să dau un telefon, asta mă animă, că poate totuși mă vor ajuta să nimeresc pădurea anonimă în care doarme adânc iubita mea. Alo, cooperativa?
e greșeală? Iertați-mă, vă rog, că am deranjat. Să mai formez o dată prin centrală. Ia uite, dar de ce e ocupat? Alo? 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 Atelierul cooperativ Munca la domiciliu? Da, Munca la domiciliu. Bună ziua. Bună ziua. Vă rog, fiți amabil și trimiteți-mi un instalator la domiciliu. Dar ce vi s-a întâmplat? Aș vrea să-mi instalez un comutator, nu? Noi nu instalăm comutatoare, adresați-vă mecanicului de bloc. Dar eu nu stau la bloc. Și n-ați încercat? Să găsesc un instalator? Nu, să vă mutați la bloc. Nu. Aha, și nici n-aveți de gând? Nu. Aha, și alături ce e? Alături de cine? Alături de dumneavoastră. În dreapta croitoria Avântul Eleganței și în stânga o stradă. Și croitorul? Croitorul s-a jurat pe prima lui probă că habar nu are de electricitate. El m-a sfătuit să mă adresez dumneavoastră. N-a făcut bine. De ce să bagă el în treaba altora? Noi nu executăm decât lucrări de rașchetare parchet, copii după certificate, meditații la traforaj sau reparații de ceasuri de turn. N-aveți un turn cu ceas? Nu, eu am un comutator care trebuie instalat. Cel vechi s-a spart și scoate flamă. Păi e grav. Vedeți? Păi ce să vă pun telefon? Noi nu instalăm comutatoare. De ce? Nu rentează. Solicită trambalare, prețul manoperei e scăzut, așa că electricienii noștri evită. Uite, eu sunt dispus să plătesc de 3 ori taxa. Spor de urgență, adică. Alo, vă rog frumos, nu ne îndemnați la acțiuni necinstite. Și atunci eu ce fac? Păi vă instalați singur comutatorul. Păi cum să... Ați luat un comutator, nu? Da. Aveți un clește paten și o șurubelniță? Da. O să vă învăț eu prin telefon cum să-l montați și taxa de instalare noi trimiteți prim mandat pe adresa cooperativei. Da, bine, mă rog să încerc. Așa, ascultați-mă cu atenție. Ascult. Luați șurubelnița mâna dreaptă. Șurubelnița, moment, gata, am luat-o. Sunteți atent. Și deșurubați șurubul care e în mijlocul vechiului comutator. Șurubul ăla din mijloc, da, moment, gata. Așa. Acum scoateți binișor capacul de ebonită. Capacul, așa, l-am scos. Foarte bine. Acum deșurubați șurubul mic din dreapta care ține un capăt al sârmei. Ah, șurubelul ăsta mic, da, moment, da. Așa. Excelent. Așa. Acum faceți aceeași operație cu șurubelul de stânga. Asta și fac, scoți șurubelul. Alo! Alo! Un moment, stați așa că am uitat să spun că trebuie să scoateți mai întâi siguranțele de la tablou. Alo! Alo! Nu răspunde. Oameni serioși să țin de farse la telefon. Nu știu de ce neliniștite umbre când ochii tăi frumoși s-au adunat. Nu știu de ce fiorul îndoielii în gândul tău încet s-a strecurat. Dar tu îmi faci frumoasă orice clipă, nu voi opri al fericirii ceas. Și labirintul vieții plin de taină, cu tine-l voi străbate într-un pas. Vei reveni visele de ieri, vom risipi strețe și tăceri. Să răsfoiesc al dragostei albun. Fără iubirea ta mi-aș pierde dorul, iar florile și-ar pierde al lor parfum. Iubirea mea e flacără arzătoare, e valul fremăt necontenit. E pomul înflorit al tinereții, e stea de dor trăind în infinit. Thank you.
În tot acest răstimp colo în pădure, prințesa copleșită de durere mâncă alune, zmeură și mure și alte bunătăți forestiere și se întrebă în gând îngrijorată: ah, cavalerul unde rătăcește? Dacă n-aș fi cu dânsul măritată recent, aș zice că nu mă iubește. De m-ar iubi, ar fi de mult aici, că doar cetatea noastră părintească se află vis-a-vis de pădurica în care urmează el să mă găsească. Și apoi, cinstit vorbind, pădurea asta nici nu-i pădure, câțiva pomișori. Dacă vroia și-ar fi găsit nevasta, n-ar fi umblat hoinar din seară în zori. Ah, ce să mai vorbim, e un căscat, pereche bună pentru adormită. El un căscat, mi-e hărăzit bărbat, eu somnolentă, lui i-am fost ursită. Pidicilor, mai spuneți niște glume, cât îl aștept pe cavaler vântură lume. E miezul nopții, ceasornicele bat ora zero. Nu le purtați voi de grijă, știu singure ce bat. Ospătar, da, vă rog. Am găsit în vin un fir de păr alb. Păi vedeți, nu v-am spus că e un vin vechi? Știți, aș vrea să vă întreb ceva. Hai, spune mai repede. Caii fumează? E, cum o să fumeze caii? Nici pomenelă. Da, atunci să știți că arde grajdul. Și când ai ajuns la concluzia că soția ta nu te mai iubește? Într-o zi, când am alunecat pe scări și m-am răstogolit până la parter, iar nevastă mi-a strigat după mine că dacă tot sunt jos, să aduc și niște lemne din pivniță. Ia uși. Are dragostea un romantic ceas, după el nimic nu-i prea târziu. Vei putea oricând să aprinzi o stea de dor și să faci un rai dintr-un pustiu. Când în dragoste cerul s-a umbrit, nu-i iubitei tale o floare-ndar. Floare pentru ea un gest fermecător și surâsul ei apare ea. Niciodată nu e prea târziu să iei trenul ce poartă fericirea. Niciodată să nu te oprești până când iubirea nu îndrânești. Dacă tu iubești, dar nu ești iubit, nu mai aduna suspine lungi. Și speranța ta nu pierde prea ușor, insistând și-n lună poți ajungi. Ca un toreador, aplic să te luți, dacă fata te va îndepărta. Asta spune nu și mâine iarăși nu, însă într-o zi va spune da. Niciodată nu e prea târziu să iei trenul ce poartă fericirea. Niciodată să nu te oprești până când iubirea nu îndemnești. Niciodată nu e prea târziu să culegem flori din grădina vieții. Niciodată nu voi renunța să cânt pentru tine dragostea. Thank you.
Sunt prăbușit. Da, v-ați orientat și ați ghicit din nou într-o clipită că ne vorbește cavalerul disperat. Și n-am la mine nici măcar o pită, dar nu-i vorba de asta, că merinde mai iau pe drum la câte un bufet, dacă bufetierul-i bun și vinde pe ce pot eu să-i las ca amanet. Cal nu mai am de mult, nu mai am zale, mi-am dat și platoșa și coiful pe gustări, peruca am dat-o pe 3 portocale, iar sulița și sabia pe țigări. E grav că îmi lipsesc de toate cele și că pădurea nu-i niciun opus. M-ar îndruma mai clar pe ce șosele, dacă e liber, astronomul Telescopus. Dragul meu, redacția ți încredințează o sarcină de mare răspundere. Un reportaj special? Exact. Vei pleca fulger să participi la cercetările astronomului Telescopus privitoare la trecerea cometei CXY13 peste capetele noastre pline de semne de întrebare. Oh, vă mulțumesc foarte mult. Drum bun și succes! Soțul meu trebuie să vină numai decât. Eu sunt tovarășa de viață pământească, acelui care călătorește zilnic luneta printre stele. Da, vă mulțumesc, dar nu vă deranjați. Pe mine vă rog să mă scuzați, trebuie să caut cheile. Nu știu unde le-am pus. Da, vă rog. Nu știu unde le-am pus. 1, 2, 3, probă de microfon. 1, 2, 3. Mă aflu în clădirea austeră în care locuiește venerabilul Telescopus. De aici, din vârful muntelui, privirea lui scrutează de mai bine de 5 decenii infinitul universului. Octogenarul savant în... Bună ziua, tinere! Cu respect, magistre, tocmai vă prezentam. Nu, pe mine trebuie să mă prezint și pe oaspetele nostru, cometa CXY13. Cu ajutorul unei minunate lunete electronice o vom putea vedea perfect, ba chiar filma. Îți mărturisesc, tinere, că aceasta va reprezenta încununarea cercetărilor mele de o viață. De la orele 23:14 la 23:16 o vom vedea. Cum? Doar 2 minute? N-ai văzut, dragă, cheile mele? Cheile? Nu. Ei, nu, sigur. M-aș fi mirat să le fi văzut. Dacă era o supernovă la 2 milioane de ani lumină, ai fi văzut-o mai repede. Mă duc să văd dacă nu sunt în sufragerie, mă scuzați. Da. Ce spuneați? Ziceam că doar 2 minute? Da, numai 2. 2 minute care însă vor fi chintezența unei munci intense de peste 40 de ani. Alo, da? Da, e totul în regulă, mulțumesc. Greenwich se interesează de soarta cometei și mirează succes. Alo, da? Mulțumesc. Observatorul de pe muntele Palomar. Observatoare din întreaga lume și îndreaptă acum atenția spre venerabilul magistru Telescopus. Iubitule! Da, ce e, dragă? N-ai văzut totuși cheile mele? După masă am de ridicat în cupolă și mi-e treabă să nu le fi lăsat aici. Iar cheile? Oh, ești nedrept și rău. Știi bine că foarte rar mi se întâmplă să le pierd. Da. Nu vrei să fie pe aici pe undeva? Nu vrei să te uiți puțin pe sub hărțile astea? Sub hărți? Ce să caute sub hărți? Și tocmai acum vrei tu să umblu la hărți? Să le încurc? Vrei să le răvășesc acum când am atâta nevoie de ele? Și asta pentru că n-ai atâta minimă ținere de minte ca să știi unde îți pui cheile. Ești așa, mai cu seamă față de un stroi. Nu, lăsați, eu... Nu, doar te prezinți un savant. Odată pe an îmi pierd și eu cheile și atunci tu... Destul, draga mea. Dar ce? Discuțiile astea distruge și nervii celui mai blând om din lume. Ajunge! Nici nu ajunge. Am și eu ceva de zis. Cheile astea, eu... Alo? Poftim? Da, auzi? Greenwich întreabă cum a fost CXY13. Cum? Aole, 23:17. S-a dus cometa. Pierderea suferită de știința astrelor este imensă, pentru că experiența ratată de Telescopus nu mai poate fi repetată decât peste 2712 ani. Da, în schimb, cheile le-a găsit peste 5 minute. Era în buzunarul soției. Cum Telescopus era deci ocupat, sărmanul cavaler n-a avut de ales și iarăși o porni în lung și în lat să întrebe cu mai mare interes. Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată?
În timpul acesta, în pădurea fără nume, piticii iar cântau și spuneau glume. Troubles go, just keep on singing all day long. Hi-ho, hi-ho. Caut un cadou pentru soțul meu. Cum să fie? Ieftin, și să-l pot folosi și eu. Hi-ho, hi-ho, hi-ho. But if you're feeling low, you positively can't go wrong with hi-ho. Ia spuneți ce vă supără. Am venit să mă consultați, fiindcă nu știu ce să mă mai fac. Familia mea vrea să mă interneze. M-au declarat psihopat. De ce? Pentru simplul motiv că îmi plac găluștele cu prune. Na, ăsta e simptom de psihoză. Uite, și mie îmi plac găluștele cu prune. Da? Atunci vă rog să-mi faceți neapărat o vizită. Am acasă 22 de geamantane pline cu găluște. Am auzit că ai doi băieți geme care seamănă nemaipomenit. Cum doi poți deosebi? Da, e foarte simplu. Unul ține cu steaua, iar celălalt cu dinam. Trece iarna, trece vara, cu povața și povara. Pleacă vreme, vine vreme, doar povestea nu se teme. Într-una, până doarme chiar și luna. Nani, nani, făt frumos, dintre visuri vino jos, îmbrăcat în strai de aur, să ne aduci de la valor. Un tritor de apă vie și un canar în colivie. Nani, nani, făt frumos, dintre visuri vino jos. Povești cu animale, de ce nu scrii povești cu oameni? Pentru că, fiule, eu scriu fabule. Și de ce scrii tot
tăticule Fabule? Pentru că sub chipul animalelor se ascund de fapt oameni, înțelegi? Înțeleg, dar matale le face animalelor o mare nedreptate. Serios, cum așa? A, uite, de exemplu, ai scris o fabulă în care arătai că leul e foarte aspru și nedrept cu celelalte viețuitoare din pădure. De fapt, vreau să spun că, de exemplu, responsabilul de la cooperativa Munca la Domiciliu este aspru și nedrept. Lasă că asta am înțeles eu. Eu spun însă că ai făcut leului o mare nedreptate. Noi am învățat la școală, uite așa: leul este un animal foarte prețuit și foarte frumos. Leul atacă rare ori și numai când este amenințat. Leul duce o frumoasă viață de familie cu leoaica lui, privind cu drag la pui de leu care se joacă ca niște pisoi. Leul este mândria junglei. În afară de asta, leul este pe cale de dispariție. Responsabilul de la cooperativă e și el pe cale de dispariție? Nu, sigur, dacă pui așa problema, atunci... Sau să zicem lupul. În toate fabulele tale ai scris numai lucruri rele despre lupul. Nu, uite, te rog, aici n-ai nimerit-o. Lupul e un animal foarte periculos. Da? Dar numai în iernile grele? Atunci lupul atacă în haită. Altfel ne-a explicat tovarășul profesor. Lupul este chiar un animal fricos și care aduce numai foloase. Este numit sanitarul pădurii pentru că se hrănește cu stârvuri. Datorită faptului că mulți au citit fabulele tale, lupul este acum pe cale de dispariție și pădurile trebuie repopulate cu lupi. Stai puțin, să zicem vulpea. Ce, e și ea pe cale de dispariție? Ba bine că nu. Ce, matale, nu i-ai cumpărat mamei o blană de vulpe din drepturile de autor? Stai, să discutăm aspectul moral. Totdeauna ai prezentat vulpea ca pe o lingușitoare prefăcută și perfidă, care ba îl păcălește pe urs, ba se bagă pe sub pielea leului, ba îl minte de la obraz pe tigru. Nu te supăra, dar toate sunt numai minciuni. Întâi și întâi, vulpea nu se poate întâlni cu leu și cu tigru decât în grădina zoologică. Iar povestea cu coada ursului e o scornire curată. Nici strămoșul cel mai îndepărtat al ursului, Ursus Speleus, n-a avut coadă. Cât despre vulpe, nu e mai șireată decât orice animal al pădurii. Pur și simplu selecția naturală, așa cum ne învață Darwin, o obligă să lupte ca să supraviețuiască. În schimb, șoricei... Acum n-ai să-mi spui că și ăștia sunt pe cale de dispariție. Nu, dimpotrivă. Dar matale, ca și colegul matale Walt Disney, ai făcut din șoarece un personaj simpatic. Auzi, Mickey Mouse, plin de haz și inteligență, care e întotdeauna persecutat de cei din jur. Știi, tăticule, ce pagube uriașă aduce șoricelul ăsta al matale, știi? Ar trebui stârpit fără milă, nu să-l auzi prin povești. Sau să zicem iepurii. Trebuie să recunoști că și cu iepurii ai fost nedrept. Și cu iepurii? Da. Mereu îți bagi joc de ei că sunt fricoși. Crezi și eu, niște bieți iepuri fără apărare, e mai ușor să ironizezi. Mai bine ironizezi pe indivizii aia fără scrupule care îi vânează ca să le ia blana, ca pe urmă să o vândă ca blană de vulpe. Da, sigur, într-un fel ai dreptate. Dar și tu trebuie să înțelegi că și eu am preluat de la alții tiparele fabulei. Așa a fost adică în lume. Leon gânfat și prost, vulpea și rea, lupul fioros, iepurile fricos și șoricelul persecutat. Așa au scris Esop, La Fontaine, Grigore Alexandrescu. Sigur că o să ajungem aici. Dar ce nu e așa? Da, tăticule, ei au scris în alte timpuri. Viața merge înainte, știința progresează. Azi nu mai putem face aceleași afirmații numai pentru că Esop și La Fontaine. Ascultă, Gigele, știi ceva? Ce? Nu vrei să discuți tu cu redactorul meu de carte? Să știi că discut. Spune-mi cum îi cheamă. Nu mai țin minte. Într-o fabulă de-a mea a spus Bursucu. Bursucu? Și Bursucu ăsta cum e? Pozitiv sau negativ? Vezi? Acum ai înțeles? De-aia scriu fabule. We'll be right back.
Cândva în evul mediu, veacul 7, prea obosit de foame și de drum, biet cavalerul nostru în miez de noapte, din întâmplare dădu cum necum peste pădurea aceea fără nume. Și n-avea nume, fiindcă, ce să-i faci, pădurea aceea n-avea nici copaci. Și acolo o găsi pe-a sa iubită, stând și ascultând cântece, glume, de o voioșie nemaipomenită. Prințesa, când văzu pe alei mire și auzi ce avuse de îndurat, în loc să se înfioare, să se mire, îi zise scurt: De ce ai întârziat? Păi... Tu mă minți! Se plânse ea cu jale: Că și tot ce îmi spui nu este adevărat. Vin miez de noapte, fără cal și zare, și vrei să cred că s-au evaporat? Iubita mea, dă-mi voie! Să taci! Azi te cunosc, știu bine cine ești. Zadarnic vrei și încerci ca să mă împaci. M-am săturat de basme și povești. Deci de s-a săturat prințesa, se cheamă că s-a terminat și piesa. Și credem și noi că e de preferat să ne oprim acum din povestire, pentru că totuși ei s-au împăcat și totul s-a încheiat cu fericire. Am urmărit deci un basm muzical cu o frumoasă fată și cu cântec, cu un umor, sperăm, nu medieval, cu vrajă, cavaleri și cu descântec. Frumoasa din pădurea fără copaci. Asta a fost, n-ai ce să-i faci. De peste pădurea cea fără copaci pleacă toți noi, și de la microfon pleacă actorii. În distribuție, Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Virgil Ogășanu, Paula Rădulescu, Cornel Vulpe, Valeria Ogășanu, Constantin Băltărețu, Mariana Iloviceanu, Marin Raduiene, Aurelian Redigea și Ștefan Mihăilescu Brăila. Mai e de adăugat ca la început că bazmul, prezentându-se pe strune, a fost un menestrel ce l-a făcut cât mai radiofonic să răsune. Redactor muzical Ion Barta. Povestea ce v-am spus nu e inventată, susține cel ce a scris-o, autorul. Ea nu a fost nici unde difuzată și asta ne-o confirmă regizorul. Scenariu și regia: Alexandru Darian. Unde-s cavalerii de altă dată, cu femeile curtenitor, care le-nchinau serenată, suspinând sub balcoane până-ntor. Și acum vă spunem, ca să fim în ton cu procedeul vechi, tradițional, am încălecat pe microfon și v-am spus povestea așa. Al iernii portatii, cu cântec ne-a vestit că vacanța noastră a venit. Final muzical. Va